Obiectivul acestui proiect, un pic mai departe, este constă în consolidarea capacității administrative în ceea ce privește managementul calității, promptitudinea și evaluarea serviciilor publice la nivelul celor trei instituții partenere în proiect. Scopul proiectului constă în îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice prin implementarea unui sistem de management al calității, certificat conform standardului ISO 9001-2008. Fiecare instituție, practic, beneficiază de un astfel de sistem și de un astfel de certificat. Proiectul Management de Calitate la Instituția Prefectului, Direcția Generală a Finanțelor Publice și Inspectoratul Teritorial de Muncă a fost implementat încă de anul trecut. Durata a fost de un an de zile, iar beneficiarii au 514 angajați ai acestor instituții. Nu este singurul proiect. La scurt timp a mai fost elaborat un proiect. Vedeți că nu spun a fost scris un proiect. Mulți folosesc această noțiune. Scriere proiecte, eu zic că este impropriu spus să folosești această noțiune. Elaborare cuprinde de fapt, această noțiune cuprinde de fapt un complex de activități care în final se materializează în ceea ce se cheamă un proiect. Nu întâmplarea, ci dorința noastră a echipei care s-a format în cadrul instituției prefectului face ca din acest proiect, ca în cadrul acestui proiect să avem parteneri Direcția Generală de Finanțe Publice și Inspectoratul Teritorial de Muncă. Valoarea proiectului a fost de 221.310 lei, finanțarea venind în proporție de 85% de la Fondul Social European și 15% contribuția publică a Guvernului României.